tânăra din Comrat, care în luna decembrie anul trecut și-a spintecat mama și i-a smuls inima din piept, ar putea scăpa de pușcărie. Expertiza psihiatrică, care a fost gata abia după jumătate de an de la tragedie, a arătat că aceasta nu avea discernământ în momentul comiterii crimei. Informația a fost confirmată de avocatul Anei Leicovici, Serghei Covalenco. Acesta a refuzat să spună unde se află clienta lui. Solicitat pentru un comentariu, procurorul interimar al autonomiei Găgăuze, Victor Câlcic, la fel a evitat să ofere detalii despre locul aflării tinerei. Acesta a dat asigurării doar că ea se află în detenție. Nici directorul Spitalului Clinic de Psihiatrie din Chișinău, Victor Furtună, nu ne-a spus dacă Ana Leicovici este internată în instituție. Cert este că aceasta ar putea scăpa de pușcărie, susțin unii avocați. Ar putea, conform legii, dispune deci liberarea de răspundere penală și aplicarea unei măsuri medicale de constrângere, cum ar fi internarea într-o unitate medicală specializată de psihiatrie. Odioasa crimă care a șocat întreaga țară a fost comisă în data de 11 decembrie 2020. Tânăra din Comrat și-a spintecat mama în vârstă de 40 de ani, iar apoi a fugit de la locul infracțiunii. Tânăra de 21 de ani a fost ulterior reținută de poliție. În data de 14 decembrie, magistrații judecătoriei Comrat au dispus plasarea ei în arest pentru 30 de zile. La ședința de judecată, fata a dat dovadă de un comportament inadecvat și chiar a râs la întrebările jurnaliștilor. După câteva zile, ea a fost transferată din izolator în Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău.